Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși și credincioase, suntem în duminica a cincea de la măritul praznic al Învierii, iar pericopa evanghelică ne pune în față o întâlnire și un dialog fascinant, l-aș numi, însă totodată un dialog pe care contemporanii Domnului, chiar ucenicii Săi, nu l-ar fi înțeles. Ne spune Sfântul Evanghelist Ioan că Domnul trecea prin Samaria și se oprește la fântâna lui Iacov, ostenit de povara drumului, să se odihnească. Ucenicii pleacă în împrejurimi, în localitățile din jur, ca să caute ceva de mâncare. Iar la acea fântână vine o femeie simplă, o necunoscută. Vine să scoată apă cu ciutura și cu funia, așa cum se întâmpla odinioară în vechime. Își scoate apa și când se o golească în recipientul cu care venise să-și care apa până acasă, Domnul Hristos îi se adresează și cere să-i dea să bea apă. Această femeie, intrigată de faptul că un străin, și nu orice fel de străin, ci un galilean sau un iudeu, vine să-i ceară ei apă sau să intre într-un dialog cu ea, acest fapt pe ea o copleșește și o bulversează. Și Domnul îi spune, dacă ai ști cine este cel care îți cere să bea apă, ai cere tu de la el și el îți va da ție apa cea vie de care nu vei mai înseta niciodată. Femeia îi răspunde, așa cum i-am fi răspuns oricare dintre noi, de unde să-mi dai tu apă când tu nu ai găleată, tu nu ai ciutură? Cu ce să scoți? Dar Domnul continuă și spune femeii despre această apă cea vie, desigur, sub textul sau sub înțelesul mesajului despre care vorbea Domnul Hristos, era unul extrem de profund și de duhovnicesc și femeia, așa cum spuneam adineaori, înțelegea ca și noi palpabilul acesta, imedialitatea aceasta a apei din fântână. Vorbea Domnul Hristos despre apa cea vie, despre Harul Dumnezeu, despre Cuvântul și despre Duhul Sfânt care se povoară în inima omului ca o apă. Se revarsă în inima noastră, oamenilor, și ne face pe noi înșine să devenim izvoare de apă vie. Domnul Hristos vorbește într-un aspect strict duhovnicesc și spiritual. Femeia nu înțelege, dar este copleșită de amabilitatea și de înțelepciunea acestui străin pe care nu-l cunoaște. Și spune Domnul, du-te și cheamă-l pe bărbatul tău. Și femeia îi spune, nu am bărbat. Și Domnul, prin puterea lui și prin știința lui dumnezeiască, îi spune, bine ai zis că nu ai, pentru că cinci bărbați ai avut, iar cel care, cu care stai acum nu ți este bărbat. Copleșită de faptul că un străin de pe stradă, un necunoscut, îi citește sufletul și știe ce zace în inima și în sufletul ei. Îi cunoaște drama vieții. Știe despre această minune a științei sufletelor oamenilor și este copleșită și dialogul continuă pe câteva pagini în Sfânta Evanghelie, acest dialog minunat în care se vorbește și despre învierea morților și se încheie cu faptul că femeia copleșită de faptul că Hristos îi se destăinuie și a spune, știm că va veni Hristos la învierea cea de apoi. Și Domnul îi spune, eu sunt Hristos, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Aleargă în cetate și le spune tuturor, veniți să vedeți că am găsit pe Hristos, pe Mântuitorul Lumii. Evanghelia se termină cu acest amănunt deosebit.
Și anume că samarinenii, cei din Sihar, din cetatea Siharului, l-au primit pe Domnul în cetatea lor și unde l-au omenit și unde Domnul a stat 2 zile. De ce am menționat acest fapt extraordinar al Evangheliei? Pentru că ea este un tablou nefiresc, aparent nefiresc, în mentalitatea și în conștiința și în legea vremii respective. Știm cu toții și nu vreau să insist prea mult despre acest conflict între samarineni și iudei. Cei care, probabil mulți dintre dumneavoastră, ați fost în Țara Sfântă, știți că se împarte pe 3 regiuni, sau cel puțin așa era în vremea Mântuitorului. La nord era Galileea, la mijloc era Samaria și Iudeea era jos. Ca să treci din Galileea în Iudeea, sau invers, din Iudeea în Galileea, trebuia să treci prin Samaria. Ca și cum dacă noi am vrea să mergem astăzi de la Timișoara la Caransebeș, ar trebui obligatoriu să trecem prin Lugoj. Era o problemă existențială pentru evrei, pentru că era un conflict spiritual, în primul rând, dar și un conflict aproape etnic. Cei din Samaria, regiunea aceasta din mijloc, erau numiți samarineni pentru că cu foarte mulți ani înainte, cu sute de ani înainte de venirea Mântuitorului, poporul iudeu a fost dus în robia babilonică. La întoarcere, după eliberare, în această zonă a Samariei, acolo unde după plecarea iudeilor, poporul cuceritor a adus alte triburi, iar la întoarcerea lor înapoi în țara lor, după această peregrinare, iată, au început să conviețuiască cu acești străini. S-au făcut comunități mixte, familii mixte, și trăiau în comunitate și în comuniune cu niște străini. Pentru acest fapt, acești oameni din Samaria, iudei, erau renegați de către conaționalii lor. Nu îi recunoșteau că sunt iudei, ci exista o aversiune și o ură pentru că și-au trădat credința, pentru că și-au trădat tot ceea ce aveau ei mai sfânt și au trăit împreună într-o zonă foarte mare cu alți oameni străini, așa cum spune termenul evanghelic, cu păgânii. Atât de mare era aversiunea încât dacă ar fi trebuit să treacă, așa cum vă spuneam adineauri, din Galileea, în Iudeea, decât să treacă prin ținutul sau prin orașul lor, mai bine ocoleau o zi întreagă pe jos, doar ca să nu treacă prin ținutul lor. Sau dacă se întâmpla să nevoia să îi împingă să treacă de urgență prin acest ținut al Samariei, spune Evanghelia că la ieșirea din ținut își scuturau sandalele ca nici praful să nu rămână pe picioarele lor. Iată, dragii mei, o ură de neînțeles între același neam. Așa cum se întâmplă poate de multe ori și în viața noastră, oameni din același neam, din același sânge, se dușmănesc, se urăsc și nu-și vorbesc. Ba mai mult, se vorbesc de rău sau se urăsc și își fac rău unii altora. Iată, în acest peisaj istoric, Domnul Hristos vine și strică toate barierele acestea pe care oamenii și le-au pus între ei. Domnul Hristos, de nenumărate ori, să știți că a trecut prin Samaria și nu ținea cont de această ură și de această nebunie a neînțelegerii. Nu întâmplător Domnul Hristos ne dă această parabolă cu cel bătut de tâlhar pe lângă care trece preotul, trece levitul și vine un samarinian și îl tămăduiește și îl pune pe alțimul său și are grijă de el. Un samarinian care n-ar fi trebuit nici măcar să se uite la cel lovit pentru că nu era din neamul lui. Era adversarul și potrivnicul și dușmanul său. Dar Domnul Hristos ne spune această parabolă tocmai pentru a înțelege cei din vremea Lui și noi cei de astăzi că între oameni nu poate exista niciun fel de dușmănie.
niciun fel de ură, că toate barierele și zidurile pe care le punem între noi sunt născute din orgolii, din orbire a minții și a sufletului, din răutate, din ego. Oricine poate să greșească în orice fel și în orice chip. Fiecare dintre noi putem greși în orice chip și în orice fel. Dar asta nu înseamnă că ceilalți trebuie să ne urască sau noi să-i urâm și să-i dușmănim pe ceilalți. Iată de ce Domnul Hristos spune că în Evanghelia de astăzi, prin faptul că nu doar că trece prin acest ținut, ne socotește și parcă sfidează într-un fel regulile și rânduielile vremii societății lui, ba mai mult intră în vorbă și cu o femeie. Femeile nici nu aveau voie să discute cu bărbații străini pe care îi cunoștea, cu atât mai mult cu unii dintr-un neam care le era rival. Ba mai mult, Domnul Hristos, cel care nu își dezvăluise identitatea sa de Fiul lui Dumnezeu multora, iată îi spune unei femei dintr-o țară dușmană, am spune noi, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. De ce face Domnul acestea? Pentru ca să le arate tuturor și nouă astăzi și poate ar trebui astăzi această Evanghelie să fie rostită și tâlcuită în toată lumea ca reper și ca bornă a normalității. Într-o lume în care oamenii se dușmănesc și se războiesc în fiecare zi. Într-o lume în care oamenii sunt într-o competiție nebună, închipuită doar în mintea lor. Domnul Hristos vine și ne spune că există loc pe pământ pentru toată lumea. Bunătatea, curtoazia, dragostea, ajutorul, omenia, buna cuvință, bunul simț, conviețuirea de zi cu zi cu cineva pe care nu-l iubești, este o datorie morală a fiecărui om. Ce te costă să fii drăguț cu oamenii? Ce te costă să fii un om îngăduitor cu celălalt? De ce îți făurești în mintea ta în permanență dușmani și vrăjmași? Și vedem, vă spun cu toată dragostea și prețuirea, că sunt mâhnit uneori când pe pomelnicele noastre, chiar săptămâna aceasta la Maslu, cred că 5 pomelnici am întâlnit cu nume și scris foarte mare, subliniat, vrăjmaș și răufăcător. De ce avem vrăjmași? De ce îi vedem pe acești vrăjmași? Dacă nu ne sunt vrăjmași, ci este doar o închipuire a noastră, dacă îi determinăm să ne fie vrăjmași, prin comportamentul, prin atitudinea noastră și prin tot ceea ce facem și prin tot ceea ce gândim. De ce cultivăm acest lucru și parcă ducem lipsă de a fi într-o competiție și într-o răutate cu cineva? Este poate semnul de întrebare cel mai mare al nostru, al oamenilor, că nu ne putem înțelege unii cu alții. Că nu înțelegem din Evanghelia de astăzi, ca și din toate evanghelile sau din toată învățătura pe care Hristos ne-o spune fiecăruia dintre noi în fiecare duminică, că bunătatea sufletească, îngăduința, iertarea și dragostea sunt principii esențiale ale vieții. Nu căuta ce te diferențiază de celălalt. Unul este gras, altul este slab și așa de frumos spune Părintele Steinhardt că oamenii se uită cu dușmănie, cel care slăbește se uită cu dispreț la cel care n-a reușit să slăbească. Cel care a postit se uită cu dispreț la cel care n-a postit. Și cel care n-a postit se uită de asemenea cu dispreț la cel care a postit. Fiecare, atunci când reușește și câștigă ceva, se uită cu dispreț la celălalt. De ce? Pentru că mintea noastră, așa cum spuneam poate de multe ori, mintea este cel mai mare dușman al omului. Ne ridică, ne înalță, ne curățește, dar ne și adâncește. Ne făurește niște idei preconcepute, ne făurește niște capcane din care niciodată noi înșine nu știm să ieșim. Atunci când ai impresia, sau cum se spune, există o zicală atât de frumoasă, când dreptatea nu este bună,
Nici bunătatea nu are dreptate. Avem uneori tendința să credem că deținem supremul adevăr, avem tendința să credem că doar ceea ce spunem noi este corect, bine și frumos. Dar Domnul Hristos, iată, se dezvăluie în deplinătatea Dumnezeirii sale unui dușman. Ce lecție poate fi pentru noi această descoperire evanghelică de astăzi? Nu există, așa cum mi se spune, că în viața cea veșnică, în Împărăția lui Dumnezeu, unde toți dorim să ajungem și poate vom ajunge, nu există nici naționalitate, așa cum spune Evanghelia, nici evreu, nici elin, nici femeie, nici bărbat, nici un fel de conotație a unei categorii de religie. Nu ni se spune nimic. Acolo vor fi doar suflete. Vor fi doar o scânteie plină de lumină în Împărăția lui Dumnezeu. Iată, Domnul Hristos ne arată prin Evanghelia de astăzi că bucuria comuniunii cu ceilalți oameni este scopul și sensul vieții adevărate. Dacă ar fi venit Domnul Hristos astăzi să predice aici această Evanghelie, să ne spună sau să spună această Evanghelie sau să se comporte așa cum s-a comportat în Evanghelie, oare noi am fi înțeles mesajul său? Oare nu l-am fi judecat așa cum poate l-au judecat și cei din vremea sa? Suntem extrem de alertați și extrem de iritați când cineva străin ne invadează spațiul nostru sufletesc și duhovnicesc. Iată, există o tensiune majoră astăzi în lumea creștină. Oamenii se războiesc creștini între creștini. Ba mai mult, iată, războiul din Ucraina, ortodoxi contra ortodoxi. Există o tensiune majoră și oamenii doresc să-și însușească această dreptate a adevărului doar pentru ei. Doar ei cred că au dreptatea și dețin adevărul absolut. Doar pentru ei Hristos s-a răstignit. Doar pentru ei Hristos a înviat. Toți ceilalți sunt dați la o parte. Este o eroare, dragii mei, fundamentală să credem că doar noi avem dreptate. Este o eroare fundamentală a vieții noastre să credem că doar noi ne vom mântui, că doar noi avem acest drept și că doar pentru noi Hristos s-a răstignit și a înviat. Hristos s-a răstignit și a înviat pentru orice om din această lume. Și samarineni, și creștini din toată lumea și necreștini. Nu se spune și nu ne spune Hristos nici unde că am venit doar pentru cineva anume. Hristos sălășluiește în inima oricărui om bun, oricărui om care plânge, oricărui om care întinde o mână, oricărui om care trăiește și face binele din străfundul ființei sale. Nu știm cum îi va evalua Hristos pe cei care nu sunt creștini la judecata de apoi. Nu este judecata noastră și nu știm cum va fi. Tot Părintele Nicolae Ștanhar spunea, luminatul monah de la Rufia, că dacă ar fi după unii dintre noi, n-am mântuit pe nimeni, doar pe noi înșine. Nu știm care este rânduiala și socoata lui Dumnezeu, dar știm că prin Evanghelia de astăzi și prin tot ceea ce ne propovăduiește Hristos, trebuie să înțelegem că bucuria și calitatea unui om, calitatea sufletească a unui om, care este chipul lui Dumnezeu, nu trebuie să fie obturată de niciun principiu și de nici o prejudecată. Toți suntem făpturi ale lui Dumnezeu. Pentru toți Hristos a venit în această lume și dă o șansă egală la mântuire tuturor. Iată, suntem, spuneam adineauri, în tensiuni foarte mari creștini între creștini. Există o tulburare teribilă astăzi din pricina acestor situații sociale, acestor neajunsuri sociale, financiare, în care oamenii împărtășesc principii și idei diferite și ajung să se certe. Iată, bună oară,
și în biserica noastră există, iată, un duh așa al contrazicerii și al tensiunii legat pe marginea acestui calendar. Și cu tristețe constat că oameni admirabili, care au opinii diferite și au dreptul să le aibă diferite, nu-și vorbesc și se ceartă și se dușmănesc. Oare unde este Evanghelia lui Hristos? Oare unde este dragostea despre care ne vorbește Hristos? Unde este îngăduința pe care Dumnezeu o are pentru fiecare dintre noi în fiecare zi? De ce ne vine greu să îl îngăduim pe celălalt după credința și după principiile pe care le are el? De ce nu putem vedea lucrul bun din cineva, cine sare în ochi întotdeauna lucrul rău? Slăbiciunea, păcatul celuilalt, neajunsul celuilalt și tot ceea ce este mai urât și mai negativ în ființa fiecăruia. Repet, fiecare dintre noi putem ajunge exact în aceeași situație. Ca și alții să vadă despre noi, nu bunătatea sufletească, nu virtutea și nu credința pe care o avem fiecare în suflet, ci să ne vadă defectele, scăpările, exagerările sau lipsa putinței de a iubi și de a ierta. Acum o săptămână și jumătate am fost la catedrala noastră din Timișoara, invitat de către Părintele Protopop cu colegii și prietenii mei din corul operei, pentru a cânta două pricesne, un Hristos a înviat și două pricesne. Era în Timișoara a fost acum două săptămâni o întâlnire a tinerilor din întreaga lume, din Africa, din Europa, din toate continentele lumii, tineri catolici care s-au întâlnit la Timișoara și care au vizitat, printre altele, și catedrala noastră. Ca simpli pelerini, ca simpli vizitatori. Așa cum facem fiecare dintre noi când plecăm în străinătate, vizităm orașe frumoase, catedrale construite cu sute de ani în urmă, intrăm, spunem și o rugăciune, ne rugăm pentru călătoria noastră și ca Dumnezeu să ne păzească. Exact același lucru l-au făcut și ceilalți săptămâna trecută în catedrala noastră. Însoțiți de episcopul lor catolic, au îngenunchiat aici, așa cum ne rugăm fiecare, s-au rugat, Părintele Protopop le-a vorbit despre măreția catedralei, despre frumusețea ei, importanța, câteva cuvinte de bun venit, ca și cum le-am spune unor oaspeți. Noi le-am cântat două pricesne ortodoxe și oamenii au plecat. După acest eveniment, în drum spre casă, am fost oprit de trei persoane, apostrofat, certat, luat la întrebări, ce caută acești eretici în catedrala noastră. Am crezut pentru primul moment că este o glumă întrebarea, dar mi-am dat seama imediat că nu. Oamenii veniseră, așa cum spuneam, cum ne-am duce și noi în altă parte și cum ne ducem. Să intre, să vadă, să spună un gând și să plece acasă. Imediat, următorul care m-a oprit m-a întrebat, ați fost la o conferință legată de calendar? Au venit catolicii să ne ia calendarul? Iată, vă spun lucrul acesta cu sinceritate și cu simplitate și mă iertați că nu vreau să alunec predica de astăzi în altă zonă, ci vreau să trag un semnal de alarmă al normalității. Cum poți să gândești și să simți așa și să ai atâta aversiune împotriva unor oameni care poate intră în biserica ta să se adăpostească de ploaie, care intră să vadă și să se bucure de ea? Cum să împărtășești credința ta celorlalți dacă tu nu-i lași nici măcar să intre și să vadă? Cum să se minuneze de frumusețea ortodoxiei tale dacă tu ai această aversiune încruntată și atitudine prin care nici măcar nu vrei să-l vezi? Să plece de la noi. Iată Evanghelia de astăzi, dragii mei, vine și ne spune că normalitatea vieții și a înțelegerii înseamnă a-l îngădui pe celălalt așa cum e. Domnul Hristos, care a fost scos de multe ori
Să ne aducem aminte din ținutul gadareilor când a vindecat un om. Au venit și au spus să ieși de la noi, să pleci de aici. Iată în Evanghelia de astăzi, samarinenii, dușmanii închipuiți ai iudeilor, l-au primit pe Domnul și Domnul a stat 2 zile la ei. Cu siguranță, poate cei din vremea sa au spus că a fost o blasfemie, că și-a trădat credința, că nu se face așa ceva, că Domnul poate este ecumenist sau alte, așa cum ar spune cei de astăzi, dar Domnul era într-o propovăduire a păcii și a dragostei. Creștinismul, dragii mei, nu este o credință a dreptății. Creștinismul este o credință a dragostei și a îngăduinței. Creștinismul este o credință a crucii, a jertfei și a iubirii. Dacă nu vom înțelege lucrul acesta, avem toate șansele ca toată viața să trăim într-o eroare existențială. Dacă după 10 ani, 20 de ani, după o viață întreagă, în care ne-am exersat acest năduf al sufletului, prin rânduielile noastre bisericești atât de frumoase, ortodoxia este splendidă. Este cea mai frumoasă credință în care eu mă regăsesc. Este credință adevărată și sfântă. Dar eu nu sunt sfânt. Eu sunt un simplu om care pot să greșesc și sunt obligat să mă raportez în permanență la credința mea cu maximă responsabilitate. Iar credința mea spune că trebuie să iubesc toți oamenii. Credința mea spune că trebuie să iert. Credința mea spune că trebuie să fiu un om pascal, un om luminos, un om cu zâmbetul pe față. Să nu fim triști, încruntați, să nu ne uităm cu dispreț la ceilalți. Iată, chiar dacă avem această râvnă și această rânduială, spuneam adineauri, ne putem pomeni că toată viața noastră duhovnicească, tot efortul nostru, pe care știu că mulți îl faceți, efortul nostru liturgic de a posti, de a ne spovedi, de a ne împărtăși, dacă nu este brăzdat de acest fior al bucuriei, al dragostei și al îngăduinței, să știți că nu suntem pe calea cea bună. Dacă nu ne cultivăm această manieră de a fi în viața noastră, îngăduința și bucuria pentru celălalt și să lăsăm pe Dumnezeu să-și împlinească rânduiala și planul așa cum știe El cu fiecare, fă ce ține de tine și Dumnezeu va face restul. Fii tu un om bun, așa cum spunea Patriarhul Pavel al Serbiei, nu vorbi nimănui despre credința ta dacă nu te întreabă. Trăiește astfel încât să-l determini să te îndrepte. Să trăim, dragii mei, cu responsabilitatea bucuriei vieții. Să trăim cu responsabilitatea frățietății, cu responsabilitatea îngăduinței. Să trăim cu această imagine a Evangheliei de astăzi în care Domnul parcă a venit să, așa scrie Părintele Steinhardt într-o minunată carte, Domnul a venit să ne mântuiască și să ne scandalizeze. Domnul a fost prietenul vameșilor, să ne amintim de Zaheu. Domnul a fost prietenul păcătoșilor, al ologilor, al oamenilor de nimic din societatea vremii. Domnul Hristos a fost prietenul tuturor oamenilor care au căzut. Să ne amintim de desfrânata care a venit și a plâns cu lacrimi și s-a pocăit în momentul în care Domnul nu a certat-o. Să ne amintim de faptul că Domnul a salvat de asemenea o femeie căzută în adulter de la a fi ucisă. Acesta a fost Domnul Hristos. Prietenul oamenilor. Prietenul oamenilor căzuți. Prietenul tuturor. Dar cu precădere a investit dragoste și har și binecuvântare în sufletele zbuciumate și în sufletele chinuite de neajunsuri. Cu acest gând să plecați astăzi acasă, că bucuria vieții noastre de creștini trebuie amprentată în mod obligatoriu cu această imagine a Evangheliei. Domnul a răsturnat toate prejudecățile. Domnul nu se uită la identitatea ta, nici ce naționalitate ai, nu se uită la absolut nimic, se uită la inima ta, la bunătatea și la căldura sufletului tău. Amin.